Salutare dragi prieteni și bine v-am regăsit la un nou episod. Femeile frumoase au reușit mereu să se remarce. Uneori schimbări chiar și destine, marcând și secole întregi. Azi vă prezint un top al celor mai sexy femei care au marcat ultimele decenii, fiind sex simbolurile unor decade. Acestea nu doar că erau frumoase și atrăgătoare, aveau ceva în plus, care stârnea fantezia multora. Înainte să începem, nu uitați să sprijiniți canalul cu un like și cu o abonare. Pe locul 10 o avem pe Brigitte Bardot. Ea este o actriță cântăreață și fotomodel, care a devenit ulterior activistă pentru drepturile animalelor. Ea emană atracție sexuală instant, fiecare mișcare, expresie facială și gest pare a fi provocator. Pe locul 9 o avem pe Shakira. Shakira este o cântăreață, compozitoare, dansatoare, producător de discuri, coregraf și model columbian. Nu este la fel de îndrăzneață ca majoritatea femeilor de aici, dar stilul, mișcările și apariția ei o fac atrăgătoare pentru oricine. Nu contează că ești femeie sau bărbat. Pe locul 8 se află Madonna. Ea este foarte cunoscută pentru videoclipurile sale muzicale, mișcările de dans provocatoare, îmbrăcămintea ei sumară și abordarea de tematii sexuale și religioase, prin intermediul unor melodii, precum Like a Prayer, Frozen, Girl Gone Wild și Express Yourself. Pe locul 7 o avem pe Britney Spears. Ea este o cântăreață și actriță americană care s-a născut în Macomb, Mississippi și a crescut în Kentwood, Louisiana. Britney a fost desemnată cel mai mare six -simbol al anilor 90 și 2000. Pe locul 6 o avem pe Sofia Loren. Sofia Loren este o actriță italiană. Încurajată să se înscrie la lecții de actorie după ce a intrat într-un concurs de frumusețe, Lauren a început cariera de film în 1950, la vârsta de 15 ani. A apărut în mai multe părți și roluri minore la începutul deceniului, până la contractul cu Paramount în 1956. Astfel și-a lansat cariera internațională, devenind un sex simbol datorită rolurilor și personalității speciale. Pe locul 5 o avem pe Angelina Jolie. Angelina Jolie este o actriță americană. Ea a fost numită drept actrița cea mai bine plătită de la Hollywood. Pentru multe persoane, ea este a sexualității feminine. Pe locul 4 o avem pe Pamela Anderson. Ea este o actriță canadiană-americană. Pe lângă cariera de actorie, este și model, producător, autor, activist, fostă showgirl, cunoscută pentru rolurile din serialele de televiziune Home Improvement, Baywatch și VIP a făcut furor pe tot globul pământesc când încă era tânără și naturală. Locul 3 o avem pe Monica Bellucci. Monica Bellucci este actriță și model din Italia. Ea și-a început cariera ca model și a făcut o tranziție către filmele italiene. A jucat în rolul lui Persefone în filmele The Matrix Reloaded, The Matrix Revolutions. Maria Magdalena în drama biblică din 2004, Pasiunea lui Hristos. Malena Scordia în filmul Malena și Alex în controversatul film de artă Irreversible. La 51 de ani, Beluci a jucat rolul unei fete Bond în filmul James Bond Spectre din 2015. Este adesea considerată printre cele mai frumoase femei din lume. Pe locul 2 o avem pe Sharon Stone. În timp ce Sharon Stone este cu siguranță foarte sexy, rolurile din filmele din anii 90 au propulsat-o în inima și fantezia multor bărbați. Iar pe locul întâi o avem pe Merlin Monroe. Merlin Monroe a fost o actriță cântăreață și model american. Câteva decenii după moartea ei, a rămas unul dintre cele mai mari sex simboluri de la Hollywood. Stilul ei atrăgător, părul blond și felul de a vorbi au marcat o întreagă decadă și a scris istorie. Eu niciodată nu am văzut o astfel de frumusețe și o asemenea sexualitate amestecată cu inocență și blândețe. Nu am văzut pe cineva ca ea pe ecran. Ea a descoperit ceea ce îi place și ce și-a dorit și a ajuns acolo singură. Oricât de tragică ar fi fost povestea ei, a lăsat încă suficientă istorie pentru a inspira și generațiile viitoare. Voi ce părere aveți de acest top? Cine mai merita un loc aici sau pe cine am uitat eu? Aștept părerile voastre în comentarii. Nu uita să vă abonați și să apăsați pe like, toate cele bune până la următorul clip.